Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Fecioară, ascendent Zodia Fecioară. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și v-aș recomanda să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Oamenii mei dragi, vreau să folosesc această campană tibetană pentru a trezi vibrațiile interioare, poate care dorm încă sau din pricina faptului că trăim într-o eră sau într-un prezent nu tocmai ușor și într-o societate care nu mai avem timp prea mult să privim aceste lucruri. V-aș recomanda să fiți prezenți aici și acum și să încercați să vă ascultați vocea interioară și să simțiți aceste vibrații și totodată să vă gândiți la o problemă, o situație, o persoană dragă vouă. Haideți să începem. Pentru a primi răspuns în prealabil de la oracolul îngerilor, oracolul șamanilor și tarotul invizibil care îl voi folosi astăzi. Oamenii mei dragi, chiar sunt curioasă să știu opinia dumneavoastră în ce privește campana tibetană, dacă doriți să o folosesc mai mult sau ce opinie aveți în ce privește, dacă doriți să o mai folosesc sau nu. Haideți să vedem. Pentru Zodia Fecioară. Ok, Zodia Fecioară spune așa că trebuie să vă conectați un pic cu apa. Cred că trebuie să faceți anumite curățării în ce privește energia dumneavoastră. Aveți nevoie să vă hidratați mai mult, aveți nevoie să vă curățați mai mult de anumite energii blocate care sunt acolo. E poate să faceți baie cu apă cu sare, să faceți mai multe dușuri, că acest lucru vă va ajuta să vă descărcați de acel stres, acel nervosism care îl aveți în interiorul dumneavoastră. Apa vă poate ajuta, vă poate liniști, vă poate relaxa. Aveți nevoie să vă intrați în contact cu apa și în același timp să vă vindecați chakra inimii, pentru că văd că acolo este o suferință, este un dezechilibru. Totuși, vi se spune să fiți mai simpli, să vă reîntoarceți la lucrurile bazilare, să nu vă complicați viața, pentru că principalul obstacol sunteți dumneavoastră. Vă complicați viața, gândiți foarte mult, de obicei, Zodia Fecioară încearcă să fie, este perfecționistă și, dar uneori prea desface firul în patru și acest lucru nu îi face bine deloc, mai ales, din contră, complică viața. Văd că iarsi tot acolo, în jurul dumneavoastră e ars, dar de ce? Pentru că se vede că până acum poate v-ați complicat prea mult viața. Aveți nevoie să vă întoarceți la lucrurile bazilare, la lucrurile mai simple, să reduceți poate chiar și din acest stres. Poate unii fumați prea mult, aveți nevoie să fumați mai puțin, să vă hidratați mai mult. Aveți grijă la circulație, trebuie circulație, adică sanguină, să mergeți mai mult, să faceți mișcări în aer liber, pentru că e ceva aici, poate în ce privește sentimental, nu treceți printr-o perioadă prea bună și aveți nevoie de emoții. Aveți nevoie de emoții. Poate unii dintre voi sunteți stresați și vi se recomandă să faceți băi mai multe, să intrați în contact cu apa, să beți mai multă apă, să vă hidratați. Pentru că acest lucru vă va face mai bine, să stați mai bine cu voi înși vă. Haideți să întrebăm tarotul pentru Zodia Fecioară, ascendentul Zodia Fecioară, pentru următoarea săptămână. Ok. Văd că poate în acest moment sunteți într-o tranziție și doriți să faceți o schimbare. Ați trecut prin momente nu tocmai ușoare
Și în ce privește mentalul dumneavoastră, sunteți într-o schimbare, într-o tranziție, doriți, dar oricum vă îndreptați spre soare, spre lumină, vă îndreptați spre ape mai calme. Doriți o schimbare în viața dumneavoastră. În ce privește partea emotivă, văd că treceți printr-o tranziție, adică ați avut un pic de furtună în viața dumneavoastră și acum s-a mai liniștit, să spunem așa, în ce privesc emoțiile dumneavoastră. Haideți să vedem ce mai vor să iasă pentru zodia fecioară, ascendentul zodia fecioară. Ok. Haideți să vedem. Aici ai nouăle de spade, văd că da, deci foarte multe preocupări, ansie, ceva din trecutul dumneavoastră care nu, cum să zic eu, vă preocupă ceva care vine din trecutul dumneavoastră, care nu l-ați finalizat, nu l-ați dus la bun sfârșit și încă întârzie să se rezolve acea problemă. Și văd că e ca și cum nici noaptea nu reușiți să dormiți. Aveți multe frici, multe preocupări, poate în ce privește familia dumneavoastră, în ce privește această schimbare, această tranziție. Aici Luna îmi spune că, da, frici, iluzii, preocupări aveți în ce privește poate familia dumneavoastră, poate în ce privește un trecut, aveți poate anumite răni ies la iveală în ce privește trecutul dumneavoastră și acest lucru vă neliniștește. Poate unii dintre voi aveți dușmani ascunși sau secrete. Da? Nouăle de bețe, unii dintre voi sunteți născuți într-o zi de 9 sau septembrie. Septembrie mai mult ca sigur, că zodia fecioară, al doilea decan și al treilea decan este în septembrie, primul decan este în august. Dar anumite persoane, pentru că au ieșit deja 2 de 9, îmi spune de un trecut că vă persecutează trecutul, vă urmărește trecutul, ceva din trecut trebuie rezolvat, trebuie vindecat, anumite răni. Și văd că încă luptați, sunteți în luptă și nu mai doriți să greșiți și încercați să luați măsuri de precauție pentru că nu mai doriți să faceți aceleași greșeli, vă protejați și cred că vă e frică să faceți pași mai mult decât trebuie pentru că nu vreți să mai suferiți, nu mai vreți să fiți răniți pentru că sunteți răniți. Cavalerul de cupe, un bărbat în semn de apă, rac, scorpion sau pești, văd că va veni o ofertă cu dumneavoastră, o invitație să ieșiți, o veste, va veni o veste spre dumneavoastră care vă va bucura, să știți, o veste care vă va emoționa. Și vă veți întâlni poate chiar și cu un bărbat în semn de apă, rac, scorpion sau pești. Unii dintre voi văd că veți intra în contact cu Regina de Spade, o femeie care e în semnul balanței gemenilor sau vărsător. Această femeie, într-adevăr, este cam directă, poate uneori chiar insensibilă, dar este o femeie onestă și poate vă da un sfat această femeie. Este o femeie care ia legătura cu spiritualitatea, este în legătură cu spiritualitatea și această femeie este chiar și senzitivă și cred că v-a emoționat această femeie din pricina faptului că este mai directă, dar este onestă, este sinceră, spune adevărul. Această femeie cred că veți intra în contact cu ea și spune lucrurile pe nume, adică veți intra în contact cu această femeie și o femeie va avea un rol important pentru dumneavoastră. Poate veți primi un mesaj sau o veste din partea acestei femei, o invitație. Haideți să vedem ce vrea să mai iasă. Ok. Treiul de spade. Aici văd o suferință. Și regina de monede. O suferință între dumneavoastră și o femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. S-au spus poate lucruri care nu trebuiau spuse și acest lucru a provocat suferință. A provocat tristețe. Da, într-o relație de cuplu,
Într-o relație de cuplu, văd că există o uniune aici și dacă veți colabora, va duce la progres, să știți. Va trebui să luați o decizie împreună cu partenerul dumneavoastră și va duce la progres. Regele de cupe, un bărbat matur, un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Văd o colaborare cu acest bărbat, va veni spre dumneavoastră și vă va oferi o cupă, să spunem așa, un mesaj, o veste, un proiect. Vă va oferi ceva acest bărbat. Haideți să vedem. Asul de monede îmi spune că un nou început, un nou început, acest bărbat în semn de apă, scorpion sau pești, vă va oferi o sumă de bani sau veți începe un proiect, o stabilitate cu acest bărbat pentru stabilitatea dumneavoastră, da? Pentru mai multă siguranță financiară. Veți avea mai multă. Veți primi această siguranță financiară din partea acestui bărbat și văd o vindecare pentru dumneavoastră, dacă sunteți bărbați, regele de monede. Văd că veți avea parte de stabilitate, veți avea parte de bani și veți fi mai încrezători în propria persoană, veți primi bani și veți fi învingători. Șasele de cupe, veți triumfa în ceea ce doriți dumneavoastră. Vă veți ridica de jos și veți fi mai încrezători în voi, în propriile forțe, în persoana dumneavoastră și văd că vi se vor face răsplătite meritele pentru care ați luptat. Văd că veți fi în centrul atenției și vă veți simți bine, veți fi bucuroși, veți fi, cum să zic eu, mai încrezători în propria persoană. Foarte frumos. Văd aici, unii dintre voi sunteți, dacă sunteți bărbați într-o relație cu o regină în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Și au fost anumite discuții în ce privește trecutul, în trecutul unde au fost anumite răni. Și acolo acele răni au provocat din nou, din cauza acelor discuții, au provocat din nou răni. Dar văd că veți primi acea ofertă din partea acelui bărbat matur, sincer, onest și veți începe un proiect nou pentru stabilitate, pentru siguranță. Și voi văd că aveți moneda în mână și vă veți simți învingători, veți fi învingători aici. Veți fi triumfători, foarte frumos. Haideți să vedem oracolul de iubire pentru zodia Fecioară pentru următoarea săptămână. Ok. Zodia Fecioară spune că meritați iubire. Și sunteți demni să fiți iubiți, numai că poate dumneavoastră ardeți acel lucru și nu mai credeți sau nu mai doriți. Poate refuzați. Zice că vă veți împăca cu persoana din trecutul dumneavoastră, poate cu acea persoană cu care ați avut discuții și o persoană din trecut se va întoarce în viața dumneavoastră și va fi împăcare. Iubirea va veni în viața dumneavoastră, vă va atinge iubirea. Nu veți scăpa de acest arc pentru a fi atins. Puteți să vă ascundeți, dar degeaba el vă va ochi și vă va atinge și vă veți împăca cu persoana din trecut. Veți face pace. Aici zice să vă sforțați mai mult în ce privește marea iubire și să faceți pașii care vă vor fi indicați pentru că merită. Se vede că există aici o persoană în viața dumneavoastră care merită să faceți pașii. Cunoașteți. Zice că e nevoie să vă mai cunoașteți în profunzime unul cu altul, să vă exprimați mai mult sentimentele adevărate a dumneavoastră față, să arătați unei altuia esența dumneavoastră cea mai ascunsă pentru a reînforța, pentru a împuternici această legătură dintre voi doi.
Și aici zice să gândești cu optimism în ce privește relația ta de iubire, pentru că acest lucru va atrage iubirea în viața ta, să ai încredere și optimism, pozitivitate, pentru că va veni în viața ta. Și zice că stai liniștit, nu te preocupa, nu-ți fie frică, pentru că ți-e frică. Este sigur pentru tine să iubești. Deschide-ți inima pentru a da și a primi această energie supremă, că va veni în viața ta. Haideți să vedem îngerii. Nu fi nerăbdător și impulsiv. Pentru a obține rezultate rapide este posibil, dar întotdeauna ca tu să fii entuziasmat. Dacă nu te vei lăsa străpuns de această nerăbdare, impulsivitate, vei avea parte de rezultate rapide. Roagă-te îngerului Elemiah să te ajute să elimini această caracteristică negativă care te limitează în acțiunile tale și în programul tău care l-ai de făcut. Deci cu calm și cu pace veți reuși să rezolvați tot. Oamenii mei dragi, e sigur pentru voi să iubiți, meritați iubire, fiți încrezători, arătați-vă latura cea mai ascunsă pentru a înforța legătura dumneavoastră cu această persoană. V-am pupat, vă iubesc și vă aștept la următoarea etalare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Dacă nu v-ați înscris, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și dacă doriți să-mi dați un like, ar însemna foarte mult pentru mine. La revedere, Doamne ajută, sănătate!